Din acest an se aplică actul normativ care impune folosirea anvelopelor de iarnă între 1 noiembrie 2011 și 31 martie 2012. Utilizarea acestora este reglementată prin ordonanța 5 din 2011 a Ministerului Transportului și legea 161 din 11 iulie. Mai sunt 2 luni și jumătate până când posesorii de autovehicule trebuie să-și schimbe cauciucurile de vară cu cele pentru sezonul rece. Și cum era de așteptat, distribuitorii de cauciucuri pregătesc din septembrie o scumpire în media anvelopelor cu 10%. Poliția rutieră și autoritatea rutieră română atrag atenția șoferilor că anvelopele All Seasons nu țin locul anvelopelor de iarnă. Lipsa All Seasons este una comercială. Acest tip de anvelopă nu poate ține locul de anvelope de iarnă. Drept urmare, oamenii legii sfătuiesc pe proprietarii de mașini când cumpără o anvelopă pentru sezonul rece să solicite vânzătorilor certificatele de conformitate care atestă calitatea cauciucului de iarnă. Ce ne puteți spune despre noua lege care intră în vigoare în ceea ce privește obligativitatea anvelopelor de iarnă, valabilă în perioada 1 noiembrie 31 martie. Având în vedere ordonanța de guvern numărul 15/2011, care modifică ordonanța 109/2005, toate vehiculele care au o masă mai mare de 3,5 tone și vehiculele care au peste 9 locuri pe staune, trebuie să folosească anvelope de iarnă pe axele de tracțiune sau lanțuri sau echipamente antiderapante omologate. Dacă nu respectă, riscă amenzi, din câte am înțeles? Sancțiunile contravenționale sunt între 2500 de lei și 4000 de lei și se reține abonul mașinii până la remedierea defecțiunilor. La rândul lor, reprezentanții poliției rutiere explică în ce constau inscripțiile tehnice. Anvelopele sunt produse reglementate tehnic prin directiva 92/23/CE, care prevede obligativitatea inscripționării anvelopelor pentru zăpadă cu unul dintre simbolurile M plus S, MS, M.S, M&S. Echiparea cu anvelope de iarnă nu se face așa cum vrea șoferul, ci este reglementată. În cazul autoturismelor și mașinilor, până în 3,5 tone se echipează cu anvelope de iarnă toate roțile mașinii. La vehicule comerciale de peste 3,5 tone și autovehicule de transport persoane cu capacitate de peste 8 plus 1 locuri, cauciucurile de iarnă sunt obligatorii numai pe roțile de tracțiune. În cazul în care șoferii sunt depistați fără cauciucuri de iarnă în perioada noiembrie-martie, amenziile sunt cuprinse între 2500 și 4000 de lei plus suspendarea certificatului de matriculare. Iată cum stau lucrurile și în străinătate. În Germania, automobile cu anvelope de vară nu au voie pe drumurile acoperite de zăpadă și gheață. În Franța, cauciucurile de iarnă nu sunt obligatorii. În Finlanda, pneurile de iarnă sunt obligatorii în perioada 1 decembrie 1 martie. În Austria și Elveția, anvelopele de iarnă sunt obligatorii pentru autoturisme în perioada 1 noiembrie 15 aprilie. Potrivit legii 161/2011 privind aprobarea ordonanței guvernului numărul 5/2011, ducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără a fi dotat cu anvelope de iarnă, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 600 de lei la 1340 de lei. Totodată, cu aceeași amendă, se sancționează și conducerea pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei a unui autovehicul de transport marfă, o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone sau a unui autoturism de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roțile axelor de tracțiune sau fără a avea montate lanțuri ori alte echipamente antiderapante.